Declară astăzi în fața poporului că nu m-am mai văzut cu fata asta de 100 de ani, dar am, am urmărit-o și a evoluat atât de bine. Care aduce vestea? Astăzi, omul care aduce vestea la noi la radio e Ștefania Mihailescu, artista. Ștefania Mihailescu, vocea noastră. Ștefania, bună dimineața, bine ai venit pe la noi. Bună dimineața, Adina, mulțumesc o, pentru invitație. Ce voce, v-am zis că vine vocea la noi? A venit vocea <laughs> la noi. Ce faci, mai, Ștef? Nu ne-am mai văzut de 100 de ani. Noroc cu Facebook-ul ăsta, că așa stăm este. cu ochii unii pe alții. A trecut timpul și tu te faci din ce în ce mai frumoasă Îți mulțumesc, și proiectele ți așa bine. Munca. Multă, Ștef. Așa este, dar și multă plăcere și multă bucurie de a cânta și de a fi alături de o comunitate de oameni care iubesc muzica, care iubesc arta, frumosul și care decid să se adune la final de săptămână. E ca noastră, artista Ștefania Mihailescu a venit astăzi pe la noi pentru că am stat pe capul ei și am invitat-o și a zis da și m-am bucurat tare, tare mult. mulțumesc. Uh, am zis că poate fi și cu Răzvan. Răzvan Haliș, pianistul, dar nu s-a trezit? Este la ore, el este profesor Aaaa, atât la liceul Octavă Octav Băncilă cât și la Palatul Copiilor, este profesor de pian, îl salutăm. Absență motivată asta, domnule profesor. Că da. Sigur că da. Răzvan Haliș, poate odată o să ne potrivim așa toți trei Facem la radio. tot posibilul, da. Ștef, suntem cu ochii pe tine și mă bucur că ți-e bine, că uite, faci ce-ți place. Apreciez. Așa faci ce-ți place. Muzica te-a găsit pe tine, tu ai găsit-o pe ea. Cine te-a dus spre muzică? Mama a cântat, mi-a dăruit acest har la naștere, zic eu, și atunci de acolo am preluat cu muncă, cu rigurozitate, acest drum care mi s-a potrivit, mi-a plăcut și încerc să evoluez. Stefania, te-am invitat pentru că tu ești prezentă pe la evenimentele din Iași în weekend, cântați la festivalul Străzii Lăpușneanu, care începe mâine chiar. Așa este, e cea de-a șasea ediție. Începe mâine, durează tot weekendul de pe la prânz, sunt evenimente pentru toate categoriile de vârstă, este un proiect inițiat și organizat de Ateneul Național din Iași. Și la Muzeul Unirii în grădină voi susține un recital live alături de Răzvan Halici la pian, un recital de standarde de jazz reinterpretate iar anul acesta surpriza este că decorul va fi în lumina lumânărilor, lumânări pe bază de baterie, da, evident. Clar. Și va fi un, o atmosferă romantică. La ce oră? La ce oră vă îmbrățișăm acolo? La 20. Deci la ora 20. Da. A, la 8 seara. Exact, la 8 seara e deja... Sunt întunecă puțin exact, și putem intra asta. în atmosfera romantică a de care menționam. de amurg numai uh, bine. Ce auzim? Deci jazz. Jazz, yeah. da. Fly me to the moon, uh, live by a birdland. Uh, imagine, am ales această piesă a lui John Lennon, uh, gândindu-mă că ne putem imagina cu toții o lume în care comunitățile... Încă există, în care prietenii se regăsesc, uite, după mult da, timp, da. își permit o îmbrățișare strânsă, o bucurie de câteva ore, în care să asculte muzică, în care să danseze, de ce nu, este spațiu în Grădina Muzeului Unirii și să celebreze până la urmă bucuria de a trăi. Mâine, în plin festival, pentru că festivalul Străzilă Pușneanu începe mâine la ea și tot mâine seara de la ora 20, după ce am scăpat de serviciu. După ce copiii s-au liniștit că vine weekendul, uite, ne ducem spre voi. Venim spre voi, recital Stefania Mihailescu voce și Răzvan Halici pian. Povestește-ne un pic despre colaborarea cu Răzvan. Um o prietenă foarte bună care sunt la vioară, Patricia, mi-a recomandat, mi l-a recomandat pe Răzvan și ne-am înțeles foarte bine de la prima repetiție, este un pianist extraordinar de talentat, un profesionist în domeniu și un profesor cu har, îi spuneam ieri, întrucât sunt mulți tineri și copii care învață pianul de la el și muzica bună. Așadar, colaborarea sper să fie pe termen lung, pentru că e una foarte, foarte bună și armonioasă. Curge foarte natural. Ștefania, contează mult și în muzică, nu să, să fim pe aceeași lungime de undă atunci când facem un duet, un parteneriat, uite, cum sunteți voi, tu cu voce, răzvan cu pianul. Da, contează și să fii pe aceeași lungime de undă în sensul în care să agrezi același stil muzical, să ai cultură muzicală și să stăpânești până la urmă notele, piesele, și ritmul. De ce nu? Noi am ales să facem intervenții de Bosanova un pic ritmate, un pic uh, antrenante, tocmai ca să menținem un vibe energetic și să intre invitații de la recital în weekend, așa, cu o energie pozitivă, cu zâmbetul pe buze și cu, cu bucurie. Așa cum ești tu și cum Mulțumesc. te cunoaștem și mă bucur tare, tare mult că nu te-ai schimbat. Ștefania Mihailescu, artista Ștefania Mihailescu e astăzi cu noi la radio. Măi, șef, hai să ne întoarcem la ale noastre, să ne punem și o pălărie pe cap, pentru că uh, în weekend weekend. Iașul ăsta e tixit de evenimente și vreau să salutăm și pe prietena noastră, Mihaela Iacob. Că am văzut Sigur că, da. că tu ești prezentă, toată lumea te cheamă <laughs> pentru că ai zvâcul ăsta pozitiv în tine și duci zâmbetul Mulțumesc. tău peste tot. Ce se întâmplă cu pălăriile în weekend? A, Mihaela Iacob este designer de pănări spectaculoase tu, da. și vă invită sâmbătă de la 15.30 la Palatul Culturii în interior la o defilare excepțională de creații pălării făcute de ea, purtate de doamne, o comunitate strânsă pe care Mihaela o ține aproape în online și doamne care nu sunt neapărat modele profesioniste care în fiecare zi merg pe catwalk la prezentări, dar care adoră să fie elegante, adoră moda și, foarte important, adoră creațiile unicat realizată de designer cum e Mihaela Iacob. În avangardă, mereu Mihaela așa Iacob, e, așa tot e. ce e nou se vede la noi, la Palatul <laughs> Culturii. Să le spunem oamenilor, Ștefania, că intrarea peste tot e absolut liberă, da. evenimente gratuite și la Festivalul Străzilă-Pușnea, și aici, la Mihaela da, Iacob? Da, și la recitalul de la Muzeul Unirii, de la ora 8, vineri, dar și la Palatul Culturii, da, accesul este gratuit, așadar anunțați-vă prietenii, dați share pe... Facebook, pe Instagram și să afle cât mai multă lume. Este important ca publicul să fie prezent la aceste evenimente, nu doar pe online, cu aprecieri da. like and love, ci să fie acolo, să ne simtă până la urmă, așa cum spuneai, vibrația energetică, să ia de la noi ce le putem da mai bun și noi la rândul nostru să, să primim căldura lor. Ștefania Mihailescu, cât e de greu pentru un artist vocal căruia îi place jazzul, căruia îi place muzica bună, să se descurce în lumea de azi. Bumți, 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 peste tot, bumți, bumți. <laughs> Uh, greu este atunci când nu vrei să faci ceva, când îți place ce faci și îți dorești să faci lucruri, te trezești dimineața, îți pui alarma și reușești. Ați <laughs> auzit, da? Ce ușor, e gata. Deci așa facem. Asta este. e rețeta, acesta <laughs> e secretul. <laughs> Nu prea am întrebarea asta prin buzunare cu rețeta succesului, dar mie îmi plac oamenii care fac ceea ce le place și care, care acționează. Care sau, da, exact. Și se trezesc dimineața, deschid fereastra, hai, pe cai că exact. se filmează cu mânecile suflecate. Ștef. Cum e când ți-e greu și când zici, gata, las toate armele jos, plec, plec departe. Facem e? câteva Așa? exerciții de respirație, nu multe, că pierdem <laughs> timpul <laughs> și timpul înseamnă viață și atunci avem nevoie să, să fim cât mai activi, cât mai mult timp și nu ne plângem, ci acționăm. Este foarte important. Chiar dacă nouă ni se pare că e greu, e doar o percepție subiectivă de moment pe care noi putem să o limităm în timp, să dureze câteva secunde. Eu v-am zis că atitudinea pozitivă Aduce uh, uh, împlinirea visului aproape uh, Ștef, hai să facem recapitularea Ne vedem mâine seară Mâine, vineri, 20 septembrie De la ora 20, Muzeul Unirii din Iași Recital de muzică live uh, Intrarea liberă, intrarea liberă. Uh, Și sâmbătă Ora 15.30, Palatul Culturii, în interior, defilare, pălării, unicat, designer Mihaela Iacob. Vocea, a fost astăzi vocea pe la noi, ce mă bucur că și-a făcut timp și de noi, pe asemenea, ploaie, Ștefania Mihailescu, artista noastră minunată, e păcat să nu ne ducem să respirăm același aer și să ne lăsăm așa pierduți în povești cu Ștefania Mihailescu și Răzvan Halici mâine. Stefania Mihailescu, voce, Răzvan Halici, proful e la ore acum, la pian, îl salutăm. Cu tot dragul de aici, de la radio Și cine știe, poate ne vom conecta uh, La microfoanele Radio România Iași Și în trei, să-i descoasem mai mult Ștef, mulțumesc tare, tare mult Că ai trecut uh, pe la noi azi A fost omul care aduce vestea